O să facem o serie de România-Grecia. Eu o să mai mă joc diferite jocuri ca Minecraft, FIFA, poate și Counter, Simulator. God Simulator, da, dacă o să vă placă, am văzut că mulți au făcut. Cred că o să fie jocul anului dacă mai face multă lumea astea. Nu o să precizez cine a... Nu o să precizez cine a făcut, deoarece, nu știu, poate mă dau judecată, nu știu. Așa. Să începem, mai avem puțin. Se încarcă destul de greu, cred că, din cauza filmării. Nu, de la filmare. Atunci de la ce iezi în Mister Deștept? Pentru că automobile. Apare multe glume proaste. Am pus damătii. Așa, perfect. Moralul este excelent în ambele tabere. O atmosferă teribilă. Tribunele abrupte parcă se prăbușesc peste jucători. Acum urmează centrarea. Are poziție de șut. Câștigă acest corner. Centrare bună. Încearcă să recupereze. Băi, ții minte că pariul ăla e... A fost deposedată regulamentar. Pericol. Trage. Șutează imprecis. Da, în lotul de 23, 8 atacanți și 7 fundași. Cred că este rarisim. Sunt mai mulți atacanți decât fundași în lotul de 23. Este rarisim în alcătuirea unui lot la orice fel de competiție, dacă vrei. O minge boxată până la urmă cu greu. Poate și rapidiștii. Ia s-o cu România. Sau quick pe străini. Rats. Doi oameni în careu, demarcați, așteptând centrarea. Are poziție de șut. Aristeas. Seteritis. Minutul 30, încă un sfert de oră. Joc pe de prea mult timp, dar... Sunt obișnuit de la FIFA. Nu știu de bine. Trei jucători așteaptă centrarea. Poate șuta. A fost ultima opțiune. Pericol. Recuperează. Șut fără replică. Are poziție de șut. Oh, ce fază periculoasă. Gol! Gol, 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 gol! Preia. Execuție de vârf de clasă. Golul de care avea nevoie. Da, o să fie destul de scurt, fiindcă n-o să fac prea multe, nu știu. Cred că cele mai mare videoclipuri ar fi, nu știu, poate și o oră, dar... Conduce cu 1-0. Deocamdată arată ca o echipă destul de rudimentară. Repet, a încheiat campionatul pe locul 10 într-o divizie de 14 echipe. Așteaptă centrarea. Este singur.
torpilă. Centrare. Centrare pe jos. Centrează. A pierdut aproape o secundă și a fost blocat. Aici se încheie prima repriză. Este o partidă dificilă, genul ăsta. Acest început de repriză secundă. Și iată, a început partida. Telas Pasinas. Duce puțin oameni în jumătatea adversă. Indiferent că este sau nu mingea la cele două echipe, ele preferă să țină mulți oameni în propria jumătate, să n-aibă vreo surpriză a unui contratat. Radoi. Trei jucători așteaptă centrare. Minge pe stângul. Este în careu. Insistență ofensivă răsplătită de acest gol. Costrâncă o fază lucrată foarte bine de autorul pasului. A dat o mulțime de mingi foarte folositoare. 2-0. Un singur gol marcat până acum și câteva ratări monumentale la arbitru. Situație rezolvată cu calm. Doi oameni în careu demarcați așteptând centrarea. Are poziție de șut. Costrâncă o fază lucrată foarte bine de autorul pasului. A dat o mulțime de mingi foarte folositoare în acest meci. Costrâncă o fază lucrată foarte bine de autorul pasului. A dat o mulțime de mingi. Conduce cu 3-0 și reușește, iată, să-și păstreze media de 3 goluri pe meci de când joacă în această grupă. Bate puternic vântul, atât ar putea să influențeze calitatea jocului. Până acum, o seară perfectă pentru suporterii. Este golul care va aduce liniște, siguranță și încredere în joc. Pasează perfect, pleacă din poziție regulamentară. Reușește un stop de senzație și... 4-0. Există această tendință a echipelor care domină autoritatea să neglijeze apărarea. Cudea și să aibă momente de pierdere a concentrării, de care mi-ar putea profita. Recuperează totuși. Minge bună, se poate șuta. Văd că antrenorul secund i-a chemat deja lângă bancă pe jucătorii de rezervă. Sunt... Respinge din nou. Schimbare. Centrează în alt. Este singur. Mai puțin de 5 minute până la final. Parcă s-au mai împlut tribunele, cred că au făcut ca la noi, au dat drumul la porți. După ce a început meciul, cum se făcea pe vremuri la noi. Parcă s-au mai împlut, nu era așa de plin când a început meciul. Marica. 2 minute de timp suplimentar. Raț. Așteaptă centrarea. The referee blows and it's all over.